Bună ziua! Tocmai s-a încheiat o ședință de lucru pe care am avut-o cu domnul Nicolae Ciucă, prim-ministru interimar, începând de astăzi cu ministrul Sănătății și cu alți specialiști, secretarul de stat Arafat, domnul dr. Gheorghiță, care se ocupă de campania de vaccinare. Este absolută nevoie de o concentrare maximă pe gestionarea pandemiei. Chiar dacă am avut alegeri, chiar dacă atenția s-a mutat pentru puține zile pe altceva, pandemia nu a dispărut și chiar dacă avem în continuare un număr relativ limitat de infectări noi, putem să observăm cu ușurință că, de exemplu, astăzi, din păcate, am avut peste 200 de decese. Secțiile de terapie intensivă sunt sub o mare presiune, spitalele în general, și suntem hotărâți ca toate aceste chestiuni să fie gestionate în continuare bine, până când, sigur, se va forma un nou guvern și va prelua și va duce mai departe această gestiune. Sunt câteva vești bune în această zonă. Bună oară, sunt aproximativ 300 de ventilatoare care se livrează în următoarele zile și prin asta se va extinde capacitatea secțiilor de terapie intensivă. În mai puțin de o săptămână va veni prima tranșă din 3 milioane de teste rapide care sunt deja comandate și pentru a veni în sprijinul pacienților cu forme mai grave sunt deja în curs de instalare aproximativ 500 de concentratoare de oxigen. Deci, iată, se lucrează rapid, se lucrează pentru a extinde capacitatea spitalelor pentru a putea primi bolnavii. Evident, rolul nostru al celorlalți este în continuare să ne protejăm, să-i protejăm pe ceilalți pentru a da o șansă medicilor, personalului medical să se ocupe de pacienții cu probleme dificile. Voi rămâne în continuare conectat cu această zonă și avem deja pași importanți făcuți în pregătirea campaniei de vaccinare, dar despre asta mai multe în zilele următoare. Vă doresc tuturor multă sănătate!